În vârstă de 60 de ani, Florin Marin este un antrenor care a pregătit numai echipe din România. A început să antreneze în 1990 la Steaua București și a trecut pe la mai multe echipe, printre care Dinamo, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, cu care a retrogradat în sezonul 2003-2004. Florin Marin a mai antrenat Astra pe vremea când echipa juca la Ploiești. În cariera sa nu a obținut niciun trofeu din postura de antrenor, dar promite că la Astra va sparge gheață. A pregătit în trecut echipa națională de tineret ca principal și ultima oară a fost secundul lui Victor Pițurcă, la Naționala Mare. Înlocuitorul lui Daniel Isăilă nu a mai antrenat de 5 ani din postura de antrenor principal și are numai 4 victorii în ultimele 40 de meciuri ca antrenor principal. În cariera de fotbalist, Florin Marin a jucat pe postul de fundaș central, a strâns 281 de meciuri și 3 goluri în prima divizie, 9 partide în cupele europene și a cucerit ca jucător în două rânduri Cupa României cu Rapid București.